Acum, în a doua parte a întâlnirii noastre, ne bucurăm tare mult că avem doi misionari, pentru că au trecut Carpații. Sunt și discipoli, sunt soții Oana și Radu Capan, care vin de la Cluj. Așa cum vă spuneam, ei lucrează de foarte mult timp în media creștină și mai ales în cateheză. Au mai multe site-uri care propun cateheză, de asemenea au mult mai multe traduceri. Sunt prezenți în mediul online, în cateheza online, și cred că mulți dintre dumneavoastră i-au întâlnit deja pe internet. Acum ne întâlnim față către față. Le mulțumim că au acceptat să vină la noi și să ne dea, într-un fel, niște linii pentru a înțelege și cum, de ce, ok, dar cum, concret, în viața noastră, putem fi discipoli misionari. Bine ați venit și vă mulțumim că sunteți cu noi. Lăudat să fie Iisus Hristos! Și cu asta introducerea e terminată, pentru că, de fapt, continuăm ceea ce a început Părintele în această prezentare frumoasă. Și aș vrea, totuși, înainte să construim ceva, cei cu experiența agrară știu bine, înainte să plantăm, trebuie să scăpăm de bolovan, de ceea ce ne încurcă. Și aș vrea foarte pe scurt să sintetizez. Am ascultat cu atenție și lecturile, și predica Preasfințitului, și prima prelegere, și în toate au fost atinse și răspuns, s-a dat deja răspuns la anumite mituri. Sunt anumite mituri care șad aici undeva, în, mai în față, mai în spate, care cum, și care ne blochează în a fi discipol misionar. Și e bine să le zicem pe nume, dacă ai exorcizările, zicem pe nume, afară, ieși, lasă-mă ca să mă pot ocupa să fiu discipol misionar. Și am să trec foarte scurt prin ele. Un prim mit este acesta. Nu fac pentru că nu mi se pare o prioritate. Și aici, să fim sinceri, sunteți din diverse asociații, e această ispită, nu știu, mă ocup de cor, nu este prioritatea mea aceasta, alții, da? Eu sunt contabil în Acțiunea Catolică, de partea asta mă ocup, alții să se ocupe, da? Ei, și tot felul de alte scuze, nu știu, sunt prea tânăr, prea în vârstă, prea așa, pentru mine nu e o prioritate, eu am alte priorități. În primul rând, așa cum s-a tot pomenit și veți primi documentul acesta, Evangelii Gaudium, de fapt, prima greșeală, ceea ce voi cita nu e din acest document, e din Papa Ioan Paul al II-lea, Redemptoris Missio. Spunea Papa Ioan Paul al II-lea, niciun om care crede în Hristos nu poate evita această sarcină supremă, de a-L proclama pe Hristos. Da? Suntem oameni? Suntem oameni. Dacă suntem oameni, înseamnă că avem și botezați, cum s-a subliniat, avem această sarcină supremă de a-L proclama pe Hristos. Împotriva acestei ispite de a zice că nu e o prioritate, eu vă propun un exercițiu simplu. Din nou, dacă credem aceasta, e bine să o exorcizăm, să o scoatem la suprafață. Nu știu, putem merge în fața crucifixului și să spunem, Iisuse Hristoase, mântuirea ta nu e atât de importantă cât eu să mă duc altora să le spun. Nu cred că avem curajul. Sau să mergem în fața lui Iisus Hristos în Euharistie și să spunem, prietenia altora din jurul nostru cu tine nu e atât de importantă cât eu să mă implic. N-am avea curajul să spunem aceasta. Da? Trebuie să conștientizăm. Reprezintă o prioritate evangelizarea altora pentru toți. Sper să nu greșesc, dar cred că Preasfințitul a spus despre ideea aceasta, că noi ajungem unde preoții nu ajung. Este fundamentală ideea aceasta. Nu putem să lăsăm, și acum trec la al doilea mit, nu fac pentru că mi se pare treaba profesioniștilor. Profesioniștii care sunt? Ăia cu colar. N-am colar, sunt scutit. Nu. Sau ruda, nu fac pentru că nu mă simt calificat de așa ceva. Din nou, Evangelii Gaudium, aici e documentul care îl pomeneam, vorbește foarte clar, fiecare botezat, oricare ar fi funcția sa în biserică, că ține caseria la Acțiunea Catolică sau se ocupă de cor sau altele, și gradul de instruire, este un subiect activ în evangelizare. Și ar fi nepotrivit să-și închipuie, lasă că-i treaba altora. Papa o zice mai frumos și mai elaborat. Și aici iarăși vine ceva foarte important și eu aș califica-o ca o palmă pontificală care ne este dată nouă. Dacă cineva a avut cu adevărat experiența iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu, nu are nevoie de timp îndelungat de pregătire pentru a merge și a vesti. Da?
Cred că experiența întâlnirii cu Hristos am avut-o, de aia suntem aici, am avut-o la liturghie, am avut-o în viețile noastre în atâtea momente și Papa spune, dacă am avut această experiență, atunci nu putem să invocăm scuza și stai un picuț după 6 ani de pregătire sau știu eu ce, atunci voi începe să vestesc. Nici nu poate aștepta să-i fie predate lecții nenumărate sau instruiri lungi. Bine, o altă scuză. Și aici un picuț părintele Bogdan a vorbit despre teamă, despre, mă rog, am notat-o aici, nu fac din teamă, rușine, comoditate. Este o scuză și aceasta des îmbrățișată. Aici cred că ar trebui să sesizăm în primul rând cât de mult în această scuză e pusă înainte persoana proprie, da? Pentru că mie îmi este teamă, pentru că mie îmi este rușine. Pentru că eu mă voi face de rușine. Da. Aici îmi place, Sfântul Augustin vorbește despre păcat care are un efect de a te curba în tine. Mă iertați, ajungi să te uiți la buric, cam ăsta e universul tău, așa stai. Ori chemarea noastră nu este de a fi curbați înspre interior, ci de a fi deschiși spre semeni, spre Dumnezeu. Deci, cea mai bună metodă de a ieși din această capcană, de a exorciza mitul acesta că nu fac din teamă, rușine, comoditate, este să, în locul curbării înspre interior, să învățăm să ne deschidem înspre ceilalți și spre Dumnezeu. Și în fine, iarăși, ultimul mit este acesta sintetizat, eu sunt discipol misionar, dar fac aceasta doar prin viața mea. Din nou, l-am auzit pe preasfințitul Iosif care a vorbit clar despre, a și arătat, și cuvânt și faptă. Da? Aici este o zicere atribuită Sfântului Francis, predicați Evanghelia tot timpul și dacă este necesar, folosiți și cuvintele. Și e ceva foarte frumos aici și, din nou, mă întorc la predică. A subliniat atât de frumos preasfințitul cât de important este prin viețile noastre să dăm mărturie. Și Papa Paul al VI-lea, deci deja suntem cu câteva zeci de ani în urmă, vorbea despre cât de importantă este mărturia pe care o dau martorii. Deci mărturia aceasta dată prin viață. Dar același papă continua. Totuși, aceasta rămâne întotdeauna insuficientă dacă nu este luminată, justificată, clarificată printr-o vestire clară, fără echivoc. Deci, să scoatem și asta din minte, ajunge, eu trăiesc ca un creștin exemplar, cât pot, că aici suntem smeriți și recunoaștem că nu trăim perfect, dar mai departe altceva eu nu trebuie să fac. Cu cuvintele nu, din nou, colar, da, și cu cuvinte, eu ca laic numai prin viață. Nu, e nevoie și de mărturia vieții și a cuvântului. Și acum, dacă am reușit cumva să facem această exorcizare, intrăm în partea aceasta de cum și, practic, am vrea să vorbim despre 4 plus 4 lucruri, respectiv despre patru trăsături fundamentale ale discipolului misionar. Nu neapărat trebuie să vă notați sau așa, pentru că veți primi la ieșire niște foi care le sintetizează și sunt destul de ușor și de memorat. Trebuie să fim contagioși, curajoși, curioși și catehizați. Și, respectiv, sunt patru obiceiuri să intercedem, lămurim, invocăm, investim și invităm. 4C, 4I. Pentru prima atitudine fundamentală, de aceasta de a fi contagios. Să ne gândim puțin la viețile sfinților. E ceva atractiv acolo încât oamenii se adună, simt cumva nevoia de a se aduna în jurul lui, de a admira acel sfânt. Și acum o să zicem, bine, până ajungem noi ca sfinții, mai e ceva. Dar viața noastră ar trebui să exercite asupra celorlalți o atractivitate în care ei la un moment dat să-și pună întrebarea, măi, ceva în viața lui, oare ce-o fi? Am ascultat multe istorii de convertiri și foarte multe dintre ele conțineau ceva de genul, am văzut în viața lui ceva ce mi-a plăcut. Nu știam exact despre ce e vorba, nu știam la ce se datorează, dar mi-am dorit să am ceea ce văzusem în viața lui. O anumită pace, un anumit mod de a trece prin încercări, o anumită răbdare cu ceilalți, un anumit mod de a fi, da, care îi face pe ceilalți să-și dorească să aibă și ei acel ceva și să se întrebe de unde vine chestiunea aceasta, da?
Evident, aici trebuie să vină mărturia aceasta prin cuvânt după aceea, în care spunem, pentru că Hristos, vom spune așa poate dintr-o modestie, ok, eu nu vreau să atrag reflectoarele asupra mea, nu vreau ca lumea să vină spre mine. Dar până la urmă e vorba de Hristos care strălucește în noi. Și rugăciunea din psalmul responsorial de astăzi cred că ar trebui să fie zilnică. Eu azi mi-am repetat-o de câteva ori așa în minte. Mai întâi de toate, păzește-l pe rob, pe slujitorul tău, cum ar trebui să dau dovadă dacă am reținut-o sau nu, mai presus de toate, păzește-l pe slujitorul tău de mândrie ca să nu mă stăpânească niciodată. Pentru că da, poate că avem tendința să zicem, ok, m-am pus pe mine în lumina reflectorilor. Nu. Hristos este cel care lucrează în noi, cel care a aprins o lumină în noi și n-ar trebui să o punem sub obroc, să o ascundem sub pat, ci lumea să o vadă și să fie curioși, să vină să vadă despre ce e vorba. Okay. Contagios. Doi la mână, trebuie să fim curajoși. Ăsta e adevărul. De câte ori nu ni se moaie picioarele, când acum ar fi ocazia să-i sunem cuiva ceva despre Hristos și deodată, uită-te, plouă afară sau avem discuții nesemnificative, în loc să avem curajul de a-i propune ceva care să fie în ideea aceasta de a-l face și pe celălalt să fie discipol și nu numai discipol, ci discipol misionar. Cum luptăm cu treaba aceasta? În teologie se vorbește, da, despre virtuți ca fiind ca niște mușchi spirituali. Nu avem altă cale decât acționând. Vrem să devenim curajoși în clipa în care apare un moment în care ne temem, trebuie să învingem acea teamă și să acționăm. Și în măsura în care repetăm această experiență, virtutea tăriei va fi exersată, acel mușchi se va întări. Apoi aș mai atrage atenția că curajul vine și în măsura în care reușim să ducem o viață, cum să zic, de sintonie, de aliniere cu Domnul. Pentru că, atenție, când apare teama? Teama apare mai ales atunci când ne credem noi vedetele evangelizării. Adică eu sunt cel și, Doamne ferește, dacă o dau în bară, ce o să se întâmple? În măsura în care noi ne golim de noi înșine și suntem conștienți că, de fapt, Domnul e cel care... Miei care n-au nimic. Da. Domnul este cel care lucrează în noi și curajul apare, adică teama trece într-un plan secund. Papa Francisc zice ceva foarte frumos și voi cita sunt câteva rânduri. Niciun act de iubire pentru Dumnezeu nu va fi pierdut. Niciun efort generos nu este lipsit de sens, nici o îndârjire dureroasă nu este irosită. Și imaginează așa că tot ceea ce facem în eforturile noastre de evangelizare formează ca o plasă energetică în jurul globului. Și atenție ce spune Papa. S-ar putea ca Domnul să folosească sacrificiile noastre pentru a revărsa binecuvântări într-o altă parte a lumii, pe care nu o vom vizita niciodată. Căci, set batru, Duhul Sfânt lucrează cum vrea, când vrea și unde vrea. Important este noi să lucrăm, să avem curajul să facem. Și aș zice și ceva concret, o să încerc să mai strecor anumite lucruri concrete. Gândiți-vă, nu știu cum salutați pe aici, prin Moldova, când ieșiți din magazin, noi mai zicem să aveți o zi frumoasă. Ziceți să aveți o zi binecuvântată. Căutați să strecurați cuvinte religioase în dialogurile, în saluturile, în ceea ce vorbiți cu ceilalți. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am trecut de aceasta. În loc să spui, ai scăpat de răceală? Da, mulțumesc lui Dumnezeu, am scăpat de acea răceală. Da? Acestea sunt moduri în care exersăm, sunt lucruri micuțe, slăbuțe, dar ne întăresc și vom vedea, ne conduc și spre discuțiile spirituale. Bun. Da, aș vrea aici să spun ideea aceasta, să reușim să dobândim această convingere că Dumnezeu, chiar și eșecurile noastre, chiar și acele lucruri pe care zicem, nu mi-a ieșit, n-am zis cum am vrut, dar poate am zis cum a vrut Domnul, da? Poate din punctul nostru de vedere e un eșec, dar Domnul, chiar și ceea ce e dat în bară din partea noastră, poate să o ia și să o întoarcă și să o folosească într-un mod frumos. Bine, al treilea C este curios. Și aici e vorba de a învăța arta de a asculta și, da, de a învăța. Cred că nu ne naștem niciunii dintre noi foarte buni la asculta. Eu una știu că nu sunt o bună ascultătoare, mai mult vorbesc și mi se întâmplă adesea să-mi fie ciudă că m-am întâlnit cu cineva și mai mult timp am petrecut vorbind și abia după ce se termină întâlnirea îmi amintesc, bine, Oana, ok, iarăși ai vorbit
prea mult. Trebuie să învățăm arta aceasta de a asculta. Din fericire, mai îmi dă și mie Domnul uneori situații în care chiar nu știu ce să zic. Și e din fericire pentru că atunci sunt obligată să stau mai mult să ascult. Și în loc să sar repede cu soluții și cu sfaturi și cu ceea ce zic eu că ar fi bine să facă persoana respectivă, sunt obligată să ascult și am avut experiența asta să-mi dau seama ce important a fost pentru acea persoană, că am ascultat-o și nu am sărit repede cu sfaturi. E atât de important și, vedeți, noi vrem aici, de fapt, în lucrarea de evangelizare, să ne aliniem la ceea ce Dumnezeu deja face în viețile celorlalți. Nu suntem noi vedetele, cum spunea Radu, nu suntem noi vedetele evanghelizării, nu suntem noi primii care am venit în viața acelei persoane, în sfârșit putem să-L evanghelizăm, pentru că până acum Domnul nu a avut ce să facă și... Nu, Domnul a lucrat și până acum în viața Lui. Noi vrem să ne inserăm în această lucrare pe care Domnul deja o face și cum altfel să știm unde să ne inserăm decât ascultând. Care sunt pasiunile persoanei respective? Care sunt punctele care o atrag? Care e istoria persoanei respective, da? Vom vedea, se leagă puțin de ultimul I pe care îl va avea Radu, invită. De unde să știm la ce să-l invităm? Poate noi să-l tot invităm la un studiu biblic și nu-l pasionează pe respectivul, dar dacă am ascultat în viața lui și am învățat să vedem care sunt pasiunile lui, ne-am dat seama, uite, caritatea e ceva ce îl atrage și ceva ce îl mișcă în mod deosebit și atunci îl chem la o acțiune caritabilă să vină și acolo va fi foarte deschis. În locul la 10-15 eșecuri, când l-am tot chemat la alte acțiuni care pentru el nu erau de interes, da? Să învățăm, să ascultăm și să punem acele întrebări care să ducă discuția mai în profunzime, mai... să aflăm mai multe. Ok. Contagios, curajos, curios, da? Cu această curiozitate despre celălalt și, în fine, vine și ultimul, catehizat. Aici noi suntem un birou pentru evanghelizare și cateheză, evident cateheza ne e foarte la inimă, dar nu e o găselniță sau așa strecurat acest subiect, ci este purul adevăr. Dacă vrem pe ceilalți să-i conducem spre Hristos, trebuie să ne cunoaștem credința. Este fundamental să știm elementele de bază, măcar despre credință. E destul de greu să faci evanghelizare, să îl convingi pe cineva despre Hristos, dacă tu de fapt nu cunoști elementele de bază. Dar nu ar trebui să ne oprim la elementele de bază. O încurajare pe care dorim să o adresăm este aceasta, de a descoperi credința mai în profunzimea ei. Nu, atenție, ca să folosim scuză. Până când nu îmi termin peste 5 secole cursurile mele de biblic și de doctrină sau așa, nu mă ocup de evanghelizare. Nu. Trebuie să o facem, dar să alocăm timp formării noastre catehetice. Și aș vrea să subliniez ceva. Vedeți, acum 50 de ani, 100 de ani, apologetica, dacă ați auzit, da, acest domeniu al teologiei, era foarte la modă. Apologetica, adică ați apăra credința și era o apologetică în esență biblică. Trebuia să știi cum să te aperi de protestanți, de alții și astăzi în anumite părți unde protestanții sunt mai mulți sau ceva, e important să știm despre Fecioara Maria, să dăm niște explicații. Frate, noi nu o venerăm, nu o confundăm cu Dumnezeu, pe Fecioara Maria. Ok, nu vreau să spun că nu e importantă această apologetică biblică, dar astăzi trăim într-o perioadă în care mai există o apologetică foarte importantă, apologetica sensului. Dacă noi mergem la liturghie și ne întreabă vecinul, de ce te duci la liturghie? Daia, zice părintele, l-am convins de nu se poate, da? Trebuie să avem răspunsuri de sens, care să dea sens la ceea ce facem. Și atenție, uneori dacă nu verbalizăm, dacă nu discutăm cu alții, dacă nu participăm în diverse întâlniri, cateheze, s-ar putea să ne scape răspunsurile pentru că noi pur și simplu avem o chestiune interiorizată. Excelent, excelent. Dar astăzi oamenii de lângă noi au nevoie de sens, au nevoie să înțeleagă de ce să facă anumite gesturi care la noi au intrat poate... în ființa adâncă. Ce îmi aduce mie în viață? Ce câștig îmi aduce, da? Cum spunea părintele. Care e folosul pentru viața mea să fiu discipul misionar, să vin la biserică, să fac o anumită formă de devoțiune, așa, da? De ce? De ce e bine pentru mine? Și asta, dacă e bine pentru noi, trebuie să reușim să o transpunem pentru alții. Și acum, ca să nu se supere vreun biblist pe mine, e foarte important catehismul, dar este foarte importantă și Scriptura. Dacă noi vrem să-i aducem pe ceilalți la o relație cu Hristos,
Putem avea două surse de informații, cartea cărților sau scriptura. Cartea cărților mă refer la desenele acele animate, le știți. Noi lucrăm cu copiii și adesea copiii atâta s-au uitat la cartea cărților, că zice, dar Iisus a făcut aia. Mă, nu este în scriptură. Dar am văzut eu în cartea cărților, că așa un desenul animat. Da? Unii dintre noi poate că așa, cum să zic, atrași și fascinați de desene animate, putem să rămânem la nivelul ăsta de a ști din cartea cărților. Dar acum, întoarcerea noastră trebuie să fie spre cartea cărților, spre scriptură. Acolo îl cunoaștem pe Hristos și trebuie să fim îmbibați în scriptură. Gândiți-vă și iarăși o chestiune concretă. Dacă în fiecare lună ne-am propune un verset să învățăm din scriptură și nu aiurea, versetele acelea care vorbesc și pică bine într-o situație de disperare, de încercare, într-o situație de bucurie, în 3 ani am ști 36 de versete și am putea să scoatem cuvântul lui Dumnezeu și să-l servim într-o discuție unui om. Și atenție, ce servim? Nu citate de pe Facebook sau nu știu din ce mari guru, ci cuvântul lui Dumnezeu care are puterea de a lucra. Ok, trecem la iuri. La iuri. Intercede sau mijlocește, dar e și intercede cuvânt din dicționar și l-am păstrat pentru această frumusețe, da, asimetrie a acestei iuri. În primul rând, da, să ne rugăm pentru noi. Pentru ca să avem o inimă de discipol misionar. Și aici e așa de frumoasă rugăciunea pe care o aveți pentru anul pastoral. Și ieri, la un moment dat, cred că părintele Iacobut spunea să o spuneți cât de des puteți. Eu aș îndrăzni, eu sunt din afară, nu de aici. Eu aș îndrăzni să spun, spuneți-o zilnic. Spuneți-o zilnic până când o învățați pe de rost, că nu e foarte lung. E un exercițiu bun de memorie. Până învățați pe din afară și până când veți putea a pleca de acasă. N-am spus astăzi rugăciunea de discipol misionar, dar o știu pe din afară. Stau la coadă la stop, stau, mai fac câțiva pași de acolo până acolo și o spun. Pentru că, și acum am și eu angajamentul că o să o învăț. Chiar și pentru mine, da? Pentru a fi discipol misionar, să ne rugăm pentru o inimă de discipol misionar. Așa de mult mi-au plăcut cuvintele lui Moise de astăzi, de-ar fi tot poporul profet. Și m-am gândit la de-ar fi tot poporul discipol misionar. Dar ne-a subliniat preasfințitul astăzi. Suntem discipol misionar. De-ar conștientiza tot poporul că e discipol misionar. Și, da, pentru asta în primul rând să ne rugăm, pentru a avea o inimă de discipol misionar. Iar apoi să ne rugăm pentru cei pe care dorim să evangelizăm. Așa de frumos spune cineva, nu ar trebui să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu până când nu i-am vorbit lui Dumnezeu despre oamenii aceia. Duceți-i în rugăciune. Faceți-vă liste în scris. Puneți-le în telefon sau undeva unde știți dumneavoastră, da? Poate o listă scurtă de câțiva oameni pe care vreau să mă concentrez în mod special. Scurtă, 2-3 persoane pe care vreau în mod special, îmi doresc să le aduc la Domnul. Și apoi pot să fie și alții pe care îi întâlnesc, Doamne, mă rog pentru toți cei pe care îi voi vedea astăzi, da? Poate să fie și o masă mai largă de persoane, pentru că vom vedea investiția noastră în acele persoane va fi în diferite grade, da? Faceți-vă o listă și mijlociți. Și mi se pare așa de frumos că modul acesta de a porni, pentru că acesta e primul obicei pe care ar trebui să-l dobândim, de a ne ruga pentru ceilalți, ne inserează în principiul acesta așa de frumos biblic, la care face referire și icoana pentru anul dumneavoastră pastoral. Rodnicia vine de la Domnul. Aduceți rod și se completează în capitolul în Ioan 15. Fără mine nu puteți face nimic. Rodnicia e de la Domnul. De acolo, da, ne luăm și noi puterea și de acolo vine rodnicia noastră. Rugându-ne, asta vom face, să ne lipim, să ne ajute să rămânem strâns uniți cu vița de vie, rugăciunea, sacramentele, pentru ca rodnicia să vină de la Domnul. Ok, deci, reținem, avem 4 obiceiuri, intercede sau mijlocește și invocă. Amândouă sunt legate de partea de rugăciune și nu e un surplus, ideea aceasta de invocare, și e vorba în special de invocarea Spiritului Sfânt, e foarte importantă. Dacă veți pune mâna pe acest document Evanghelii Gaudium și îl veți citi, veți vedea cât de mult insistă Papa Francis pe rugăciunea către Duhul Sfânt. Am zis Spiritul Sfânt?
Sper că nu am șocat pe cineva zicând Spiritul Sfânt fiind greco-catolici, da? Cât de mult insistă pe rugăciunea către Duhul Sfânt și dă o serie de motive, am să le pomenesc pe scurt, ca să ne dea puterea pentru a vesti noutatea evanghelică cu îndrăzneală. Avem probleme cu frica, cu astea, rugăciune către Duhul Sfânt, pentru a ne menține viu entuziasmul misionar. Și îmi place foarte mult, iarăși o chestiune care ne eliberează, nu există libertate mai mare decât aceea de a ne lăsa călăuziți de Duh, renunțând să calculăm și să controlăm totul. De a îngădui ca El să ne lumineze, să ne conducă, să ne orienteze, să ne ducă acolo unde dorește. El știe bine de ce este nevoie în fiecare epocă și în fiecare moment. Din nou, lăsăm vedetismul, ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Asta este o cale sigură de a face voia Domnului, de a nu fi stresați și o rugăciune bună, mă rog, la multele care sunt propuse dimineața, poate să fie aceasta. Duhule Sfânt, sunt disponibil. Scurt. Și atunci vom vedea că această deschidere și această rugăciune în câteva săptămâni ne va face ochii mai sensibili, mai fotosensibili la acele situații în care ar trebui să intervenim pentru a evangheliza. Mergem. Ce un lucru pe care nu l-am spus și mi-a plăcut mult de la cineva, așa revin un picus la partea de a mijloci, de a intercede pentru ceilalți. Poate că aveți obiceiul, cu siguranță aveți obiceiul novenelor. Și cu siguranță poate în câte o zi uităm să spunem novena respectivă, dar nu știu, mi s-a întâmplat. Mi-a plăcut mult ce spunea cineva, novena, un alt fel de novena, novena vieții. Doamne, de astăzi până 9 zile de acum, da? Îți ofer tot ceea ce se întâmplă în viața mea pentru o anumită persoană. De trăit vom trăi. Multe bune, rele, da? Ofer aceste 9 zile. Uit, nu uit să fac rugăciunile, dar trăiesc și e oferit pentru acea persoană. E puternic. Am încercat și mi-am mers mai bine decât să țin minte să spun rugăciunea în fiecare zi. Bine. Și acum să ajung la al treilea I, investește. Vedeți, am vorbit despre acel a fi curioși. Și aici e să investim în ceilalți, să-i ascultăm și să aflăm mai multe despre ei. La acest investește aș vedea un picuț trei, aș vedea, de la alții, da? Am luat trei etape, trei mergeri tot mai în adânc al acestor investiții pe care le facem în ceilalți. În primul rând să-i băgăm în seamă, da? Să-i observăm, nu știu, poate la liturghie, poate într-un alt context. Îi observăm, ne reținem numele, observăm că are trei copii, observăm alte elemente din viața lui, poate auzim că povestește ceva anume, nu știu, că are în săptămâna care urmează ceva eveniment deosebit și ținem minte lucrul acela și îl întrebăm data viitoare când îl vedem. Adică arătăm că ne interesează persoana respectivă. Și aici trebuie să reținem foarte bine un lucru. Nu construim aceste genuri de relații pentru că avem noi o agendă în spate. Nu. Așa de mult îmi place definiția aceasta a discipolului misionar, cel care duce iubirea lui Hristos la ceilalți. Nu cel care convertește 5 oameni într-un an, nu cel care are un anumit număr de zile sau de luni în care a reușit să-l conducă pe celălalt de la A la B. Nu. Cel care duce iubirea lui Hristos. Reușind să investim în oameni, în a-i observa, apoi pasul următor ar fi să petrecem timp cu ei, să dedicăm timp la ascultat, dar și la a-i invita în viața noastră, la a merge la un moment dat cu ei, la a invita la o cafea, la alte chestiuni, dar din viața noastră, a pierde timp cu ei și îmi place mult ce spune cineva, fă-ți timp pentru oameni și ceea ce ție ți se pare o întrerupere, poate că e modul Domnului de a te conduce undeva, de a-ți atrage atenția, vezi că ăla are nevoie de tine, de un cuvânt, de ceva anume de la tine. Da? Sigur că noi atunci când cineva ne întrerupe că hai că vreau să-ți povestesc ceva, dar nu-i timpul acum, dar altceva am eu de făcut. Domnul poate că ne conduce acolo. Și atunci genul acesta de investiții le arată oamenilor că ne pasă și le oferă ceva ce e atât de greu de găsit astăzi. Cred că putem să recunoaștem. Prietenia adevărată. Și se mai folosește așa o expresie, evangelizarea relațională. Adică relația mea cu celălalt poate să fie modul prin care Dumnezeu îl atrage mai mult spre el, spre biserica sa. Da? Prin intermediul unor relații autentice,
autentice, unor relații în care nu și în care rămânem și dacă celălalt nu se convertește atunci când am vrut eu sau nu răspunde la ceea ce eu i-am spus așa cum eu aș fi visat că îl conving și gata, da? Nu, rămân prietenul lui orice ar fi, rămân alături de el și pur și simplu îi dăruiesc iubirea lui Hristos. Nu sunt responsabil de răspunsul lui, dar sunt responsabil de ceea ce eu fac pentru el. Și apoi da, al treilea nivel, îi băgăm în seamă, da? Adică ne interesăm de ei, petrecem timp cu ei și apoi, nu cu toate persoanele, da? Pentru că nu vom putea să facem cu 10-50 de oameni astfel de investiții, dar poate cu anumite persoane ne vom simți atrași spre o investiție mai mare, deci o generozitate sacrificială, adică să facem anumite sacrificii pentru ei, să facem un gest pe celălalt de varsa, wow, dar de ce face asta pentru mine? Nu știu, are o persoană bolnavă în familie și ne oferim să ajutăm într-un anumit fel. Are copii mici, la un moment dat stăm cu ei, da? Cred că aici creativitatea noastră poate să fie, da, să debordeze. Să facem anumite gesturi sacrificiale pentru ceilalți, pentru a, da, repet, pentru a le duce iubirea lui Hristos. Și am ajuns la ultimul I, intercede, invocă, investește, invită. Da? Dacă toate celelalte le-am făcut, ne-am rugat la Spiritul Sfânt, ne-am rugat pentru persoanele cu pricina, dar nu facem acest ultim pas, lipsește acea acțiune despre care vorbea și preasfințitul Iosif. Deci e nevoie de invitație. Acum, vedeți, în epoca aceasta a rețelelor sociale, sunt multe moduri de a arunca cârligul, de a face acest ultim pas și cel mai simplu este împărtășirea de resurse. Asta înseamnă, am găsit un videoclip fain, nu știu, poate de pe Cristoforo, dacă se poate un moment publicitar, dar îl trimit și altuia ca să-l vadă. Am citit o carte bună, evident, de la Sapiencia, Serafica și alte edituri din zonă, profit și dau altuia. Este un nivel foarte bun și foarte important, dar ar fi păcat să ne oprim aici, da? Adesea e foarte ușor de pe Facebook să dau share la câte o chestiune religioasă, să zic, partea cu discipolatul misionar pe azi am rezolvat-o. Bun, vine un alt nivel. Invitația în viața ta. Să inviți cealaltă persoană în viața ta. Asta înseamnă, nu știu, hai cu mine în timp ce eu mă duc poate să ajut pe cineva, la un bolnav sau altele. Sau pur și simplu să vadă dacă vine în casa ta și vede la masă cum faci, că e momentul de rugăciune sau alte contexte. Da, imaginile religioase din casa ta, rozarul, da. Da, și altele. Și în fine, partea mai dificilă este invitația la un anumit eveniment, haideți să o luăm și aici nivelul 3, care e un pic mai simplu, invitația la un eveniment care are loc odată, da? Nu știu, vine un invitat în parohie și zic, Ghiță, haide cu mine în parohie, că invitatul ăsta vorbește frumos și o să-ți placă, sau este o seară de adorație, sau este reculegere, ceva, da? E foarte important să adresăm aceste invitații. Ieri în Consiliul Pastoral Diocezan am dat mărturie pentru mine, drumul spre Hristos, un moment important a fost când niște colegi de liceu au zis, nu vii cu noi la grupul cu preotul din care facem parte. Ce palme mi-aș da ei să fi gândit, nu-i treaba mea, nu-s pregătit, las profesioniștilor și să vină preoții să-l invite pe capan. Ei, ieșind de la liceu, mi-au adresat această invitație, da? E important să adresăm invitațiile. Și poate invitația cea mai exigentă, dar de care nu trebuie să ne ferim, este invitația la ceva care presupune un calendar mai lung. În parohie se organizează un ciclu de cateze de 10 întâlniri sau se face un studiu biblic pe Evanghelia lui Ioan și va consta în 12 întâlniri. Și aceste invitații se le adresăm. Haideți să vă zic și invitația care asta. Nu neapărat la baza convertirii mele, da, sunt catolic din leagăn, din fericire, dar au existat momente importante în viața mea și un moment foarte important, m-a invitat o prietenă la un concert de chitară clasică la care mergeau cu părintele, câțiva tineri din biserică. Și ce frumos, chitară clasică, da, nimic religios, dar mergeau la concert. Și când ies de acolo, mai adresează o invitație. Știi, noi mergem zilnic la liturghie înainte de școală. Nu vrei să vii și tu? Îi știam eu cu clubul ăstora care merg zilnic la liturghie și am zis, băi, un pic prea exagerat, nu? Dar am zis, ok, acum m-a invitat, hai să mă duc. Efectiv, așa m-am simțit, așa luată cu valul.
Și când am văzut că o săptămână întreagă mă scol dimineața mai repede, eram prima din casă care mă sculam și mergeam la liturghie și că pot să mă duc și că o săptămână întreagă mă împărtășesc în fiecare zi, nu m-am mai lăsat. Mă rog, până când viața, mă rog, vin copii, da, alte situații, dar a fost un impuls extraordinar, o invitație atât de simplă. Hai la concert de chitară clasică, hai la liturghie în fiecare zi. Ar fi putut să-i fie frică că o să o refuz, dar mi-a spus și a fost extraordinar de importantă în creșterea mea spirituală. Bine. Încheiem aici cu ideea aceasta că, ceea ce deja a spus Oana, când adresăm invitațiile, e fundamental să fie și pe un teren acesta pregătit prin relația pe care o avem cu ceilalți. E lucru foarte important. Dar, prin cunoașterea celorlalți. Da. Dar ultima idee cu care aș vrea să rămâneți, mă întorc la un citat din Papa Benedict, care avea această afirmație: trebuie să nu uităm că nimeni nu este o insulă în sine. Astăzi, am zice, cu rețelele astea sociale, păi normal, suntem atât de interconectați. Adevărul e că trăim insular, trăim izolați, nu știm nimica despre vecinul de care ne despart câțiva centimetri de ciment sau poate, dacă stăm la casă, la câțiva metri. Și mai spune Papa Benedict ceva frumos, n-am să mă folosesc de cuvintele lui, ci am să le rezum. Spune: viețile noastre se varsă unele în altele, și cu bine și cu rău. Trebuie să fim conștienți, nu există viața mea, nu este inundată de nimeni. Da, de unde? Acum a fost inundată de Părintele Daniel, care m-a sunat și a zis: nu vreți să veniți la Cluj. Ne-au inundat viața și ne-au schimbat programul și ce ne-a fost un focus în ultimele săptămâni. Viețile noastre se varsă unele în altele, cu cei buni, zice Papa Benedict, în rău, dar și în bine. Să ne ajute Domnul cât mai mult revărsarea în viețile celorlalți să fie în bine. Mulțumim mult! Lăudați să fie Iisus!